Despre urmarea Domnului nostru Iisus Hristos. Un cuvânt al Sfântului Ignatie Briancianinu din cartea Experiențe ascetice. Dacă îmi slujește cineva, să îmi urmeze, a zis Domnul. Fiecare creștin, prin legămintele rostite la Sfântul Botez, a luat asupra-și îndatorirea de a fi rob și slujitor al Domnului Iisus Hristos. Fiecare creștin trebuie neapărat să-i urmeze Domnului Iisus Hristos. Numindu-se pe sine păstor al oilor, Domnul a zis că oile ascultă de glasul acestui păstor și merg după el, căci cunosc glasul lui. Glasul lui Hristos este învățătura lui. Glasul lui Hristos este Evanghelia. A merge în urma lui Hristos în calea pribegiei pământești înseamnă ca tot ce faci să urmeze îndreptarul poruncilor lui. Pentru a-i urma lui Hristos, trebuie să recunoști glasul lui. Cercetează Evanghelia și vei putea să-i urmezi lui Hristos prin viețuirea ta. Cine intră după ce s-a născut trupește în cea de-a doua naștere, prin mijlocirea Sfântului Botez și păstrează, viețuind după Evanghelie, starea pe care a adus-o botezul, acela se va mântui. El va intra în arena cea bineplăcută a lui Dumnezeu, a vieții pământești, prin nașterea duhovnicească și va ieși din ea prin sfârșitul cel fericit și va afla în veșnicie pășune veșnică, prea îmbelșugată, prea desfătată și duhovnicească. Dacă îmi slujește cineva, să îmi urmeze, și acolo unde voi fi eu, va fi și sluga mea. Și dacă îmi slujește cineva, părintele meu îl va cinsti. Unde se afla Domnul când a rostit aceste cuvinte? Prin firea sa omenească, unită cu dumnezeirea, se afla pe pământ, printre oameni, în valea surghiunului și a pătimirilor omenești, rămânând cu dumnezeirea și acolo unde se afla dintr-un începutul cel fără de început. Cuvântul era către Dumnezeu și în Dumnezeu acest cuvânt a vestit despre sine, Tatăl este în mine și eu întru el. Acolo ajunge și cel ce urmează lui Hristos, cel ce mărturisește cu gura, cu inima și cu fapta că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne întru el și el în Dumnezeu. De-mi slujește cineva, părintele meu îl va cinsti, celui ce biruiește lumea și păcatul, ce-mi urmează mie în viața pământească, îi voi da în viața veșnică să șadă cu mine pe scaunul meu, precum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui. Lepădarea de lume premerge urmării lui Hristos. Cea de-a doua nu are loc în suflet dacă mai înainte nu se săvârșește în el cea de întâi. Cel ce voiește să vină după mine, a grăit Domnul, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie, fiindcă cine voiește să-și scape sufletul, îl va pierde. Iar cine va pierde sufletul său pentru mine și pentru Evanghelie, acela îl va scăpa. Dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său și pe mamă și pe femeie și pe copii și pe frați și pe surori, chiar și sufletul său însuși, nu poate să fie ucenicul meu. Și cel ce nu-și poartă crucea sa și nu vine după mine, nu poate să fie ucenicul meu. Mulți se apropie de Domnul, puțin se hotără să-i urmeze.
Mulți citesc Evanghelia, se extaziază de înălțimea și sfințenia învățăturii ei. Puțini își iau inima în dinți să-și îndrepte purtările după îndreptarele care sunt legiuite de Evanghelie. Domnul le spune răspicat tuturor celor ce se apropie de el și vor să fie numărați printre ai lui. Dacă vine cineva la mine, fără a se lepăda de lume și de sine, nu poate să fie ucenicul meu. Greu este cuvântul acesta. Spuneau despre învățătura Mântuitorului chiar oamenii care păreau să fie următori ai lui și erau socotiți ca ucenici ai lui. Cine poate să-l asculte? Așa judecă despre cuvântul lui Dumnezeu, din jalnica ei stare, cugetarea trupească. Cuvântul lui Dumnezeu este viață, viața veșnică, viața cea ființială. Prin acest cuvânt este omorâtă cugetarea trupească, care ia naștere din moartea cea veșnică și hrănește în oameni moartea cea veșnică. Cuvântul lui Dumnezeu este nebunie pentru cei ce pierd prin cugetare trupească și de bună voie se lasă duși la pierzare de către aceasta. El este puterea lui Dumnezeu pentru cei ce se mântuiesc. Păcatul ni s-a împropriat atât de mult ca urmare a căderii, încât toate însușirile, toate mișcările sufletului sunt pătrunse de el. Lepădarea de păcat, care a pătruns în firea sufletului, a devenit tot una cu lepădarea de propriul suflet. Această lepădare de propriul suflet este neapărat trebuincioasă pentru mântuirea sufletului. Lepădarea de firea pe care a întinat-o păcatul este neapărat trebuincioasă, această lepădare, pentru a ne putea însuși firea înnoită de către Hristos. Toată mâncarea se aruncă din vas atunci când este otrăvită. Vasul este spălat cu grijă și abia apoi se pune iarăși în el mâncare. Hrana pe care otrava a făcut-o otrăvitoare pe bună dreptate este numită și ea otravă. Pentru a urma lui Hristos să ne lepădăm înainte de înțelegerea noastră și de voia noastră. Atât înțelegerea cât și voia firii căzute sunt pe de-a întregul stricate de păcat. Ele nu se pot împăca nici cum cu înțelegerea și voia lui Dumnezeu. Devine în stare să-și însușească înțelegerea lui Dumnezeu cel ce se leapă de înțelegerea sa. Devine în stare să plinească voia lui Dumnezeu cel ce se leapă de împlinirea voii sale. Pentru a urma lui Hristos, să ne luăm crucea. A ne lua crucea înseamnă a ne supune de bună voie și cu evlavie judecății lui Dumnezeu în toate necazurile trimise și îngăduite de către dumnezeiasca pronie. Cârtirea și nemulțumirea necazuri și nevoi sunt lepădare de cruce. A urma lui Hristos poate numai cel ce a luat crucea, cel supus voiei lui Dumnezeu, care se recunoaște cu smerenie ca fiind vrednic de judecată, de osândă și de pedeapsă. Domnul care ne-a poruncit lepădarea de sine, lepădarea de lume și purtarea crucii, ne dă puterea de a împlini porunca lui. Cel ce s-a hotărât să o împlinească și se străduiește să o împlinească, va vedea neîntârziat că ea este de neapărată trebuință. Învățătura ce pare grea privirii superficiale și greșite a cugetării trupești, îi se va înfățișa ca cea mai înțeleaptă și plină de bunătate dintre învățături. Ea îi readuce pe cei pierduți la mântuire, pe cei omorâți la viață, pe cei înmormântați în iad la cer. Cei care nu se hotărăsc de bunăvoie să se lepede de sine și de lume, vor fi siliți să se lepede și de una și de cealaltă. Când va veni moartea neîndurată și de neînlăturat, ei se vor despărți de tot ce îndrăgeau.
vor ajunge cu lepădarea de sine până într-acolo că se vor dezbrăca chiar și de trup. Îl vor arunca, îl vor lăsa pe pământ spre mâncarea viermilor și a stricăciunii. Iubirea de sine și legarea de cele vremelnice și de sarte sunt roade ale amăgirii de sine, ale orbirii și ale morții sufletești. Iubirea de sine este dragostea pervertită a omului față de sine însuși. Nebunească și pierzătoare este această dragoste. Cel iubitor de sine, împătimit de cele deșarte și trecătoare, de plăcerile păcătoase, este propriul său vrăjmaș. El este ucigaș de sine, crezând că se iubește și se răsfață pe sine, se urăște și se pierde pe sine, se omoară cu o moarte veșnică. Să luăm seama, oameni împrăștiați, întunecați, înșelați de deșertăciune, să ne venim în fire oameni îmbătați de deșertăciune, lipsiți prin lucrarea acesteia de limpedea cunoașterea de sine. Să ne punem față în față cu cele ce necontenit se întâmplă sub ochii noștri. Ceea ce se săvârșește înaintea noastră, ceea ce se întâmplă înaintea noastră, negreșit că se va întâmpla și cu noi. Cel ce și-a cheltuit întreaga viață, alergând după cinstiri, le va lua, oare, cu sine în veșnicie? Oare nu vă lăsa aici titlurile răsunătoare, semnele rangului, întreaga strălucire cu care s-a înconjurat? Oare nu a trecut în veșnicie numai omul însoțit de faptele sale, de însușirile pe care și le-a agonisit în timpul vieții pământești? Cel ce și-a cheltuit viața alergând după bogăție, care a strâns grămezi de bani, care a dobândit moșii uriașe, a pus pe picioare felurite întreprinderi aducătoare de venit îmbelșugat. A trăit în palate strălucind de marmură și aur, a călătorit în trăsuri strălucitoare trase de cai minunați. Oare a luat acestea cu sine în veșnicie? Nu. A lăsat totul pe pământ, mulțumindu-se pentru cea din urmă trebuință a trupului, cu o mică bucată de pământ, de care totuși au nevoie, cu care se mulțumesc toți morții. Pe cel care de-a lungul vieții pământești s-a îndeletnicit cu veselii și desfătări trupești, care a petrecut vremea cu prietenii în jocuri și alte distracții, care a chefuit la mese alese, nevoia însăși îl va înstrăina până la urmă de felul său obișnuit de viață. Va veni vremea bătrâneții, a bolilor, iar în urma acestora ceasul despărțirii sufletului de trup. Atunci își va da seama omul, însă va fi prea târziu, că slujirea patimilor și poftelor este amăgire de sine, că a trăi pentru trup și pentru păcat înseamnă a trăi fără niciun rost. Năzuința spre bunăstarea pământească, ce lucru nefiresc și monstruos, ea caută neostoită. Îndată ce găsește, ceea ce a găsit îi se pare îndată lipsit de preț și căutarea pornește iar cu puteri noi. Ea nu se mulțumește cu nimic din cele de față. Trăiește numai pentru viitor. Însetează numai de ceea ce nu are. Țintele dorinței momesc inima căutătorului cu visul și cu nădejdea împlinirii. Cel înșelat, necontenit amăginuse, aleargă după ele de-a lungul întregii arene a vieții pământești, până ce-l răpește moartea pe care nu o aștepta. Cum și prin ce se poate lămuri această căutare, care se poartă față de toți ca un trădător lipsit de omenie și totuși pe toți îi stăpânește, pe toți îi atrage.
În sufletele noastre este sădită năzuința către bunătățile cele nesfârșite. Dar am căzut. Și inima orbită de cădere caută în lucrurile trecătoare și pe pământ ceea ce se află în veșnicie și în cer. Soarta ce a ajuns pe părinții și frații mei mă va ajunge și pe mine. Au murit ei, o să mor și eu. Voi părăsi chilia mea, voi părăsi în ea și cărțile mele și veșmintele mele și masa mea de scris la care am petrecut nu puține ceasuri. Voi părăsi tot ce-mi făcea trebuință sau credeam că îmi fac trebuință. De-a lungul vieții pământești. Vor scoate trupul meu din această chilie în care trăiesc ca într-un pridvor al unei alte vieți și al unei alt tărâm. Vor scoate trupul meu și îl vor da pământului, care a slujit ca începătură trupului omenesc. Aceea soartă vă va ajunge și pe voi, fraților, care auziți aceste rânduri. Veți muri și voi, veți lăsa pe pământ tot ce e pământesc, veți păși în veșnicie numai cu sufletele voastre. Sufletul omului dobândește însușiri pe măsura lucrării sale, așa cum în oglindă se răsfrâng lucrurile în fața cărora e așezată, așa și în suflet se întipăresc urme potrivite cu îndeletnicirile și faptele sale, potrivite cu împrejurările în care se află. În oglinda cei nesimțitoare, chipurile pierd când îndepărtăm de ea lucrurile. În sufletul înțelegător, rațional, urmele ce se întipăresc rămân. Ele pot fi șterse și înlocuite de către altele, dar asta cere osteneală și vreme. Urmele care sunt avuția sufletului în clipa morții sale rămân avuția sa pe vecie, slujesc drept chezășie, fie a fericirii sale veșnice, fie a veșnicei sale nenorociri. Nu puteți să slujiți lui Dumnezeu și lui Mamona, le-a zis Mântuitorul oamenilor căzuți, descoperindu-le starea în care i-a adus căderea. În același chip, îi lămurește doctorul bolnavului starea în care l-a adus boala și pe care el nu poate să o priceapă singur. Din pricina neorânduielii noastre sufletești, avem neapărată trebuință pentru a ne mântui, să ne lepădăm la bună vreme de noi înșine și de lume. Nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul îl va urâ și pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va lipi și pe celălalt îl va disprețui. Experiența dovedește necontenit cât de dreaptă este părerea pe care a rostit-o doctorul cel preasfânt, cu privire la starea de boală duhovnicească a oamenilor, prin cuvintele pe care le-am pomenit și care au fost rostite cu o limpezime hotărătoare. Împlinirii dorinților pătimașe și păcătoase îi urmează întotdeauna legarea de ele. Legării îi urmează robia, moartea pentru tot ce este duhovnicesc. Cel ce și-a îngăduit a urma dorințelor și cugetării trupești, se leagă de ele, se robesc lor, uită de Dumnezeu și de veșnicie, își cheltuiesc viața pământească în zadar, pierd cu pieire veșnică. Nu este cu putință a împlini în același timp voia ta și voia lui Dumnezeu.
Prin împlinirea celei de întâi este spurcată împlinirea celei de-a doua și se face netrebnică. Așa cum mirul, de bună mireasmă și de mult preț, își pierde cinstea dacă este amestecat cu împuțăciune. Numai atunci veți mânca bunătățile pământului, vestește Dumnezeu prin marele proroc. Dă-mă veți asculta de bună voie, iar dacă nu veți vrea și nu mă veți asculta, sabia vă va mânca. Gura Domnului a grăit acestea. Nu este cu putință a împlini în același timp voia ta și voia lui Dumnezeu. Nu este cu putință a dobândi înțelegere dumnezească petrecând într-o cugetare trupească. Cugetarea trupească, spune apostolul, este moarte. Cugetarea trupească este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, că legii lui Dumnezeu ea nu se supune, că nici nu poate. Ce este cugetarea trupească? Felul de a gândi care decurge din starea în care au fost aduși oamenii de către cădere, care îi face să se poarte ca și cum ar fi veșnici pe pământ, care face să pară mare tot ce e stricăcios și vremelnic, care face să pară de nimic Dumnezeu și tot ce ține de a plăcea lui Dumnezeu, care le răpește oamenilor mântuirea. Să ne lepădăm de sufletele noastre, după îndemnul Mântuitorului, ca să dobândim sufletele noastre. Să ne lepădăm de bunăvoie de starea cea stricată în care au fost aduse ele, prin lepădarea cu bună știință de Dumnezeu, ca să primim de la Dumnezeu sfânta stare a firii omenești înnoită de către Dumnezeu, ce s-a înomenit. Voia noastră și voia demonilor, căreia s-a supus și cu care s-a făcut una, voința noastră, să o înlocuim cu voia lui Dumnezeu, vestită nouă prin Evanghelie. Cugetarea trupească pe care o au deopște duhurile căzute și oamenii, să o înlocuim cu înțelegerea dumnezeiască ce strălucește din Evanghelie. Să ne lepădăm de avutul nostru, ca să dobândim putința de a urma Domnului nostru Iisus Hristos. Lepădarea de avuție se săvârșește pe temeiul înțelegerii ei cuvenite. Înțelegerea cuvenită a avuției o dă Evanghelia, iar după ce omul și-o însușește, mintea sa recunoaște chiar fără să vrea întreaga ei desăvârșire. Avutul pământesc nu este proprietatea noastră, cum socot unii care niciodată nu au stat să cugete mai adânc asupra acestui lucru, altminteri ar ființa mereu și ar rămâne totdeauna al nostru. El trece din mână în mână și chiar acest fapt dă mărturie că avutul ne este dat numai ca să trăim din el. Avutul este al lui Dumnezeu. Omul e doar un iconom al său, vremelnic. Iconomul credincios împlinește întocmai voia celui ce a încredințat economia. Și noi, economisind avutul material care ne-a fost încredințat pentru un scurt soroc, să avem râvnă al economisi după voia lui Dumnezeu. Să nu-l întrebuințăm spre a ne împlini poftele și patimile, mijlocindu-ne astfel pieirea veșnică. Să-l întrebuințăm spre folosul omenirii ce are lipsă de atâtea, ce suferă atât. Să întrebuințăm spre dobândirea mântuirii noastre. Cei ce doresc desăvârșirea creștină părăsesc cu desăvârșire agoniseala pământească. Cei ce vor să se mântuiască sunt datori să dea milostienii după putință și să se înfrâneze de la reaua întrebuințare a agoniselii. Să ne lepădăm de iubirea de slavă și de cinstire.
să nu alergăm după cinstiri și ranguri, să nu folosim spre a le dobândi mijloace neîngăduite și josnice, care merg mână în mână cu călcarea în picioare a legii lui Dumnezeu, a conștiinței, a binului aproapele, căci asemenea mijloace întrebuințează cel mai adesea pentru a dobândi mărirea pământească cei ce o caută. Cel molipsit și împătimit de slavă deșartă, care caută cu nesat slava de la oameni, nu e în stare a crede în Hristos. Cum puteți voi să credeți, le-a zis Hristos iubitorilor de cinstiri din vremea lui, când primiți slavă unii de la alții? Dacă dumnezeiasca pronii ne-a dat putere și stăpânire pământească, să ne facem prin mijlocirea lor binefăcători ai omenirii, să le pădăm o travă cea cumplită și atât de primejdioasă pentru duhul omenesc, egoismul cel prostesc și defăimat, care preface oamenii molipsiți de el în fiare și în demoni, făcând din ei plăgi pentru omenire și tâlhari față de ei înșiși. Să iubim mai presus de toate voia lui Dumnezeu, să-i dăm întâietate înaintea oricărui lucru, tot ce este potrivnic ei, să urâm cu ura ce e vlavioasă și bine plăcută lui Dumnezeu. Când firea noastră, cea vătămată de păcat, se va răscola împotriva învățăturii evanghelice, să arătăm ură față de această fire prin lepădarea dorințelor și cerințelor ei. Cu cât mai hotărât ne vom arăta ura, cu atât mai hotărătoare va fi izbânda împotriva păcatului și asupra firii stăpânite de păcat. Prin aceasta, sporirea noastră duhovnicească va fi mai grabnică și mai temeinică. Atunci când oamenii, ce ne sunt apropiați după trup, vor să ne îndepărteze de la urmarea voii lui Dumnezeu, să arătăm față de ei ura cea sfântă, asemănătoare cele pe care o arată lupilor, miei care nu se prefac în lupi și nu se apără de lup cu dinții. Vedeți viața Marii Mucinițe Varvara din 4 decembrie. Ura cea sfântă față de aproapele stă în păzirea credinței față de Dumnezeu, în necuviințarea la voia ce are a oamenilor, chiar dacă aceștia ar fi cele mai apropiate rude. În răbdarea cu dragostea neajunsurilor pricinuite de către ei, în rugăciunea pentru mântuirea lor, nici de cum în grăirea de rău și în faptele înrudite cu aceasta, prin care se arată ura firii căzute, ura cea potrivnică lui Dumnezeu. Ura cea sfântă față de aproapele stă în păzirea credinței față de Dumnezeu, în neîncuviințarea la voia cea a oamenilor, chiar dacă aceștia ar fi cele mai apropiate rude, în răbdarea cu dragoste a neajunsurilor pricinuite de către ei, în rugăciunea pentru ei, nici de cum în grăirea de rău și în faptele înrudite cu aceasta, prin care se arată ura firii căzute, ura cea potrivnică lui Dumnezeu. Nu socotiți, a zis Mântuitorul, că am venit să aduc pace pe pământ. N-am venit să aduc pace, ci sabie, căci am venit să despart pe fiul de tatăl său, pe fică de mama sa, pe noră de soacra sa. Am venit, tălcuiește Sfântul Ioan Scărarul aceste cuvinte ale Domnului, să despart pe iubitorii de Dumnezeu de iubitorii de lume, pe cei trupești de cei duhovnicești, pe iubitorii de slavă de cei smeriți la cuget, căci Domnul se bucură de despărțirea și de dezbinarea ce se naște din dragoste față de el. Prorocul a numit pământul loc al pribegiei sale, iar pe sine străin și călător pe pământ. Străin sunt eu la tine, spune el, în rugăciunea sa către Dumnezeu și călător ca toți părinții mei. Yeah.
Adevăr limpede ca lumina zilei, adevăr dovedit de fapte, adevăr uitat de oameni, în ciuda învederării sale. Sunt călător pe pământ, am ajuns la el prin naștere, voi ieși din el prin moarte. Sunt străin pe pământ, am fost strămutat pe el din rai, unde m-am spurcat și mi-am pierdut frumusețea prin păcat. Mă voi strămuta și de pe pământ, din acest loc al solighiunului meu, în care am fost așezat de către Dumnezeul meu, ca să-mi vin în fire, să mă curăț de păcătoșenie, să devin iarăși în starea locuit în rai. Din pricina nevindecate mele încăpățânări, de a nu mă îndrepta, se cuvine să fiu aruncat pe vecie în temnița iadului. Sunt pribeag pe pământ, pribegia mea am început o leagă, o termin în mormânt. Pribegesc prin vârste, de la copilărie la bătrânețe. Pribegesc prin felurite împrejurări și întâmplări pământești. Sunt străin și călător ca toți părinții mei. Părinții mei au fost străini și călători pe pământ, venind pe el prin naștere, s-au depărtat de fața lui prin moarte. Niciunul nu a fost scutit, niciunul dintre oameni nu a rămas o veșnicie pe pământ. Pleca voi, deci, și eu. De pe acum încep să plec, slăbind în putere și plecându-mă bătrâneții. Plec. Plec de aici, potrivit legii nestrămutate și puternicii rânduieli, a ziditorului și Dumnezeului meu. Să ne încredințăm că suntem pribegi pe pământ. Numai plecând de la această încredințare, putem să ne facem fără greș socoteli și rânduială în viața noastră pământească. Numai plecând de la această încredințare, putem să-i dăm vieții pământești îndreptare nerătăcită, să o întrebuințăm spre dobândirea veșniciei celei fericite, nu în scopuri deșarte, nu spre a merge la pierzani. Ne-a orbit și continuă a ne orbi căderea noastră și suntem siliți să pierdem multă vreme pentru a ne încredința de adevărurile cele mai limpezi, cu toate că ele sunt atât de vădite că nu ar trebui să mai fie nevoie de acest lucru. Pribeagul, atunci când poposește într-un han, nu-și oprește prea mult luarea aminte asupra lui, pentru ce ar face-o? De vreme ce nu se adăpostește în el decât pentru un foarte scurt răstimp. Pribeagul se mulțumește numai cu cele neapărat trebuincioase. Se străduiește să nu risipească banii care îi trebuiesc pentru a-și continua drumul și pentru a-și ține traiul în marea cetate spre care se îndreaptă. Îndură cu răbdare neajunsurile și greutățile, știind că aceste lucruri le-au de înfruntat toți călătorii, că necurmată odihnă îl așteaptă în locul unde merge. Nu se leagă cu inima de niciun lucru din han, oricât ar fi lucrul acela de atrăgător. Nu pierde vremea cu alte îndeletniciri. Are nevoie de aceasta pentru a-și săvârși mult ostenicioasa călătorie. Necontenit se adâncește în cugetarea asupra cetății de scaun împărătești, spre care se îndreaptă, asupra însemnatelor piedici pe care trebuie să le înfrunte, asupra mijloacelor care pot ușura călătoria, asupra capcanelor cu care tâlharii primejduiesc calea, asupra soartei nefericite a celor ce nu au reușit a săvârși cu bine călătoria, asupra fericitei stări a celor ce au avut parte de reușita dorită. După ce a petrecut în han vremea cuvenită, îi mulțumește stăpânului pentru grija pe care a vădit-o față de el și plecând, uită de hai sau păstrează o amintire tulbure despre el, fiindcă avea inima rece față de el. Profitul prodromu te baptistu Ioanu. Τον Αγίον εδόξον και πανεφήμων Αποστόλων,
της Αγίας εν δόξου, εις Αποστόλου και Μυροφόρου Μαρίας της Μαγδαληνής. Των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σίμωνος του Μυροβλήτου, του και Κύτωρος της Αγίας Μονής Ταυτής. Să dobândim și noi astfel de simțiri față de pământ. Să nu ne risipim nebunește puterile sufletului și trupului, să nu le jertfim de șertăciune și stricăciune, să ne păzim de a ne lega de cele vremelnice și materiale, ca să nu ne împiedice a dobândi cele cerești și veșnice, să ne păzim a împlini poftele cele neîmplinite și nesățioase, din a căror împlinire crește căderea noastră și ajunge la o mărime înfricoșătoare. Să ne păzim de ceea ce e deprisos, mulțumindu-ne doar cu ceea ce este neapărat trebuincios. Să ne îndreptăm toată luarea minte către viața de după mormânt, ce ne așteaptă și care nu va avea sfârșit. Să-L cunoaștem pe Dumnezeu, care ne-a poruncit să-L cunoaștem și dăruiește această cunoștință, prin cuvântul Său și prin harul Său. Să devenim al lui Dumnezeu în timpul vieții noastre pământești. Dumnezeu ne-a dat putința de a ne uni cu cât se poate de strâns cu El și ne-a dat pentru săvârșirea acestei lucrări neasemuit de mari un răstimp, viața pământească. Nu este alt răstimp în care poate avea loc această minunată împropriere afară de răstâmpul vieții pământești. Dacă ea nu are loc în acest răstimp, nu va mai avea loc niciodată. Să dobândim prietenia celor ce locuiesc în cer, a sfinților îngeri și a sfinților oameni care au adormit în Domnul, ca să ne primească în corturile cele veșnice. Să dobândim cunoașterea duhurilor căzute, acestor vrăjmași vicleni, cumpliți ai neamului omenesc, pentru a scăpa de cursele lor și de viețuirea împreună cu ei în focul iadului. Luminător în calea vieții să ne fie cuvântul lui Dumnezeu. Să-L preaslăvim pe Dumnezeu și să-I mulțumim pentru bunătățile cele îmbelșugate, de care este plin, spre îndestularea trebuințelor noastre, adăpostul nostru cel vremelnic, pământul. Prin curăția minții să pătrunem înțelesul acestor bunătăți. Ele sunt firave icoane ale bunătăților celor veșnice. Bunătățile cele veșnice sunt zugrăvite de către ele tot așa slab și neîndestulător, cum sunt zugrăvite lucrurile pământești de către umbra lor. Dăruindu-ne bunătățile veșnice, Dumnezeu îndeamnă în chip tainic oamenilor. Adăpostul vostru vremelnic e înzestrat cu felurite și nenumărate bunătăți, care răpesc și farmecă ochiul și inima, care acoperă cu prisosință trebuințele voastre. Pornind de la acestea, dați-vă seama cu ce bunătăți este înzestrat sălașul vostru veșnic. Pricepeți nemărginita, nepătrunsa bunătatea lui Dumnezeu față de voi. Și cinstim bunătățile cele pământești prin evlavioasa lor înțelegere și contemplare, nu vă purtați cu nichipzuință. Nu vă înrobiți lor, nu mergeți prin ele la pierzare. Folosindu-vă de ele, după nevoie și cuviință, din toate puterile năzuiți către dobândirea bunătăților cerești. Υπέρτον απολυφθέντον και τον εν αποδημιεσόντον, Ιάσεως τον εν ασθενίες κατακειμένων,
υπερανέσεως μακαρίας μνήμης και αφέσεως αμαρτιών πάντων των προαπελθών των πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απαντάφου. Să îndepărtăm de la noi toate învățăturile mincinoase și faptele lor, oile lui Hristos. Nu merg după glas străin, ci vor fugi de el pentru că nu cunosc glasul străinilor. Să facem cunoștință temeinic cu glasul lui Hristos, ca să-l recunoaștem neîntârziat când îl vom auzi și să urmăm pe loc poruncii sale. Dobândim în duh înțelegere față de acest glas, vom dobândi în duh înstrăinare de glasul cel străin pe care îl scoate prin felurite glasuri cugetarea trupească. De vom auzi glas străin, să fugim. Să fugim de el cum se cuvine oilor lui Hristos care se mântuiesc de glasul cel străin prin fugă, adică prin desăvârșita neluare aminte față de el. A lua aminte la el este deja lucru cu primejde. În urma ei se furișează amăgirea, în urma amăgirii pierzania. Căderea protopărinților noștri a început prin faptul că strămoașa a plecat urechea la glas străin. Păstorul nostru, nu numai că ne cheamă cu glasul său, ci ne și călăuzește prin felul său de viață. El merge înaintea oilor sale. Ne-a poruncit să ne lepădăm de lume, să ne lepădăm de noi înșine, să ne luăm și să ne purtăm crucea, toate acestea le-a și săvârșit înaintea ochilor noștri. Hristos a pătimit pentru noi, lăsându-ne pildă ca să pășim pe urmele Lui. A binevoit să-și ia asupra sa firea umană, cu toate că era de seminție împărătească, însă a ajuns în rândul celor simpli. Nașterea sa a avut loc în timp ce preasfânta lui Maică se afla în călătorie, fără a se fi găsit pentru ea loc în casele oamenilor. A avut loc într-o peșteră unde sărășuiau dobitoacele de pe lângă casă. Drept leagăn i-a slujit ieslea. Numai ce s-a răspândit vestea nașterii lui, că au și plănuit să-l omoare. Pruncul este deja urmărit. Pruncul e căutat pentru a fi omorât. Pruncul fuge în Egipt prin pustie de ucigașul cel întărătat. Anii copilăriei, Dumnezeu om, și i-a petrecut în ascultare față de părinți, de cel ce îi era tată cu numele și de ceea ce era maică după fire, dând pildă de smerenie oamenilor căzuți din pricina trufiei și a neascultării pricinuite de aceasta. Anii bărbăției Domnul și i-a închinat propovăduirii Evangheliei, peregrinând din cetate în cetate, din sat în sat, fără să aibă un sălaș al său. Drept veșminte avea o cămașă și o haină de purtat deasupra. În timp ce el le vestea oamenilor mântuirea și izvora pentru ei binefaceri dumnezeiești, oamenii îl urau, unelteau împotriva lui și nu odată au încercat să-l omoare. În cele din urmă l-au răstignit ca pe un răufăcător. El a îngăduit să facă nelegirea cea fără de asemănare, de care înseta inima lor, fiindcă voia ca prin moartea lui să izbăvească de blestem și de muncile cele veșnice, neamul omenesc. Pătimitoare a fost viața pe pământ a Dumnezeului om. Pentru o moarte pătimitoare a și lua sfârșit. În urma Domnului au trecut în veșnicia cea fericită toți sfinții. Au trecut pe calea cea strâmtă și mâhnicioasă, lepădându-se de slava și plăcerile lumii, înfrânându-și dorințele trupești prin nevoințe, răstignindu-și Duhul cu crucea, pe crucea lui Hristos, pe care o alcătuiesc pentru Duhul omenesc căzut poruncile Evangheliei, supuși lipsurilor de toate felurile, prigoniți de către duhurile răutății, prigoniți de către frații lor, oamenii. Să urmăm lui Hristos și cetei sfinților care au mers în urma Lui. Dumnezeu om, după ce a săvârșit prin El însuși curățirea păcatelor noastre, a așezut de-a dreapta măririi într-o cele prea înalte. Acolo îi cheamă El pe următorii Săi. Veniți, binecuvântați Tatălui meu, demoșteniți împărăția cea gătită vouă de la întemeierea lumii. Amin, amin, amin.